Binecuvântat să fie Domnul, mulțumesc Domnului pentru că în această zi, în această seară am călăuzit să fim acest loc, Domnul să binecuvânteze. Mă numesc Ruslan Cristian, sunt din Șolomon și vreau să vă spun despre un lucru care mi-a mâncat destul de multă putere, dar Dumnezeu ne întărește întotdeauna și ne ajută. Este vorba despre televizor. Eu în fiecare seară obișnuiam să mă la televizor, mai ales la știri și la filme. Erau niște filme grozave, cu bătăi, cu acțiune. Și nu putea să mă dezlipez de el. La un moment dat copilul meu spune, dar cu mie, nu te mai joci. Nu am timp. Nu cunoșteam pe Domnul atunci. Mai târziu, l-am cunoscut pe Domnul. Domnul m-a salvat, m-a luat din lume, m-a pus pe această cale, slăvit și mărit să te Amin. Dar continuăm să mă uit în continuare. Am primit o Biblie înainte să închei pe unul Domnul cu câți ani și ne-a fost fie să deschid. Am pus-o într-o locul ăsta și am praf pe ăsta ea și a stat acolo în locul. Ce s-a întâmplat? După ce am început să mă duc la adunare, mai citeam și din cuvântul Domnului seara, dar nu oricum. Mă puneam la televizor, mă uitam la filmul meu preferat, spre rușine mi-am spus locul acesta, iar în pauză luam Biblia. Dumnezeu era pe locul meu, din cauza televizorului. Și mă rugam ca Dumnezeu să mă scape de acest lucru. Era foarte greu pentru mine, credeam că niciodată nu se întâmple lucrul acesta. Ia copilul, hai să ne jucăm. Nu pot, vezi că citesc. Când ieșea el din cameră, mă uitam la film, în pauză citeam. La magazin aveam un televizor și îl puneam de fiecare dată pe știri. În lupta mea să scăd de acest lucru, apare un film turcesc, cred că era. Nu m-am uitat niciodată la genul ăsta de filme, niciodată în viața mea. Dar acesta m-a captivat cu totul, pentru că așa lucrează cel rău. Începea la ora 8, se termina la ora 11. Nici e client mai avea. Mai rapid de unul, ce să spun, cu toate că erau și puțini acum, mai ales că după ce am alungat alcool, am alungat tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu din locul acela, a rămas la alimente. Sau puțina și clienții. Dar eu mă uitam la acel film. În pauză, mă uitam la ceas, am timp să fug acasă, să continui, să mă uit, ca să nu să pierd de cumva, să ratez eu ceva. Și am zis, Doamne, când să termin acest serial, eu nu mă mai niciodată la trebuie, eu nu mai deschid niciodată. S-a terminat serialul, în următoarea zi, mă uit la filmul meu cu acțiune. Zic, Doamne, dă-mi mie ceea ce fac. Eu am zis că îl închid. Nu m-am mai uit. Și Biblia ne învață atunci când facem o juriță să o împlinim. Trec două zile, iar a treia când să-l pornez, mai merge televizorul. S-a stricat în acasă. Aleluia! Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. N-a putut eu, a făcut Dumnezeu. Dar trebuie să ne rugăm și trebuie să ne încredem. Cu toată tăria noastră și cu toată puterea noastră. Rugat fratele că Dumnezeu lucrează și prin copii, într-adevăr. Dumnezeu lucrează prin copii. Copilul meu era micus băiatul. Acum eu nu eram mare consumator de alcool sau de țigări, dar la ocazii, la sărbători, avea și obiceiul acesta. E ca lume. Să fiu și un rând cu lume, măcar de sărbători. Și când veneam un țigar și copilul meu, bă, lăsa nu se bună. Te distruge. Am stat așa, m-am gândit. Are dreptate. Am luat o bere, zice, mă, distruge pe el, ce faci? Copilul în vârstă de 6 ani. Dumnezeu se folosea de acest băiat al meu ca să mă călăuzească. La fel cum găsim și Sfânta Scriptură, când fetița luată în robie, a spus stăpânii, dacă stăpânul meu ar fi la Elisei, l-ar vindeca de lepră. Și așa a și fost, pentru că acest Haman a ascultat din această fetiță și s-a dus la Elisei care l-a vindecat. Prin care Dumnezeu a lucrat și l-a vindecat. Și vedem multe alte exemple în Sfânta Scriptură, vedem ce putem să facem ca să scăpăm de aceste lucruri. Chiar în Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. E, acum la mine, când timp am avut bar, îmi dau seama că erau toate bârfele și tot ce era în sat, eu le știam, că le auzeam din povești celor care stăteau la masă. Și mă gândeam acum, cred că în săptămâna asta, cum aș putea să schimb locul acela în care să vorbeau toate uniunile astea, acum la cea masă să se vorbească despre Cuvântul Domnului. La cea masă să vină frați, să vorbim din Cuvântul Domnului. Pentru că așa este plăcut Domnului să vorbim între noi cu cântări de laudă, cu salmi, mări să fie Domnul. Și își găsește plăcerea în legea Domnului, zi și noapte cugetă la legea Lui. Cât de frumos ne învață Sfânta Scriptură. Este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui
și ale cărei frunze nu se veștejesc, ci tot ce începe duce la bun sfârșit. Domnul să ne dea putere ca tot ceea ce începem noi să ducem la bun sfârșit. Amin. Tot ceea ce avem noi în plan să ducem la bun sfârșit. Amin. E frumos, scrie și în Psalmul 5, pleacă turele abla cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinele mele, ia aminte la strigătele mele Împăratul și Dumnezeu, crește pe tine, mă rog. Doamne, auzi în glasul dimineața. Cât e de frumos ca dimineața când ne trezim, să înălțăm rugăciuni spre Dumnezeu, ca El să fie cu noi în acea zi, El să ne călăuzească, Duhul cel Sfânt să ne poată de grijă, pentru că minunate sunt căile Domnului. Căci tu nu ești un Dumnezeu care să-i placă răul, cel nu poate lupi lângă tine. Domnul să ne binecuvânteze și să ne împărească, să ne dea putere pe această cale, să stăm lângă El până la sfârșitul zilor noastre. Să facem fapte vrednice pocăința noastră și tot ceea ce credem noi că nu-i bun, tot ceea ce credem noi că ne împiedică, să alungăm în viața noastră. Dacă nu putem, să rugăm pe Dumnezeu. Pentru că El ne ajută. El ne dă putere de fiecare dată. Ne trebuie doar să credem cu toată tăria noastră, din tot sufletul și cugetul nostru, din toată inima noastră. Binecuvântat să fie Domnul. Amin.